Bună ziua de la Buziaș, hotelul Silvana, unde avem cazare și tratament pe perioada de 16 zile. Mulțumim doamnei Niculita Dragomir pentru rezervarea acestui frumos apartament de la etajul 1, camera 106. Și acum să vă prezint apartamentul. Aici e barul. Un coniac, o țuică. Bineînțeles, cine vrea cu apă. Aici e dormitorul. Camera frumos amenajată și îngrijită. Mulțumim celor care îți dau interesul să arate așa. Baia. O baie minunată. Da, foarte bine întreținută. Aici camera de zi cu doamna Nina, care e la cafeaua de cină, de cină de prânz, de după masa de amiază. Aici și pentru distracție, dacă afară plouă. Și dacă plouă, cum este acum, nici avionul nu mai circulă, e oprit, staționează, are ceva persoane la bord. Aici este restaurantul la aeroport. Suntem chiar aproape, deci când vrem să decolăm, urcăm un avion și am plecat. Acum se prevede a se face un pic vreme frumoasă. Deci, vă dați seama că avem un peisaj foarte frumos aici. Și asta e camera de zi. Cu un televizor. Și tot ce vrem. Da, bună seara, doamna Magdalena, ne auziți? Da. Sunteți prinși? Da. Câți copii aveți? Ascultă la televizor, doamna mea. Și câți nepoți aveți? Și... Trei. Aici un tablou frumos. Fată și doi băieți, nepoți. Haideți să vedem, toți copiii sunt majori? Aici e holul de la intrare. Cu așa și baia, a doua baie de serviciu a mea, deci am împărțit băile în două. Asta e baia mea cu duș și dincolo baia lunina. Deci vă dați seama, niște condiții extraordinare. Aici la Buziaș se face tratament pentru circulația periferică. Eu practic am venit pentru mufete care la George Bay nu sunt și restul tratamentului, tot ce avem acolo la George Bay, este și aici la Buziaș. Deci asta e apartamentul care noi l-am primit pe perioada de 16 zile cât vom sta aici în Buziaș. În general, deci asta e a doua oră când am venit la Buziaș.
Anul trecut am fost și anul ăsta din nou. Și sperăm să ne simțim bine. Condiții avem minunate. Un personal foarte, foarte, foarte de treabă și serviabil. Și la masă, și la tratament. Și totul este în bună regulă. Vă doresc numai bine și să auzim numai lucruri bune.